în 2009 mi s-a cerut de o fundație să fac uh, trei documentare de scurtmetraj pe probleme de mediu. Uh, am ales uh, dispariția spațiilor verzi din București, uh, tăierile de păduri uh, și poluarea de la Copșa Mică. Am mers în Copșa Mică în 2009, când fabrica tocmai se închisese. Vreau să spun povestea de acolo, prin oamenii care au lucrat în fabrică și uh, impactul uh, uh, fabricii în familie. Uh, am văzut vreo 30 de familii. Când am ajuns la familia Sicrea, am zis uh, clar, vreau să stau cu ei mai mult. Și după ce termin uh, aceste scurte documentare, așa am ajuns la ei. Așa a început povestea asta cu filmat șapte ani. Tema principală sau ce mi-am propus eu a fost să urmăresc cum relația foarte puternică, nu știu pot să zic, pe verticală cu, cu Dumnezeu afectează relația pe orizontală cu familia, cu membrii familiei. E o familie religioasă dar ce am putea aplica, de exemplu, la foarte multe familii din România, din specific din povestea lor, este uh, uh, cum, uh, uh, cum se educă copiii în România, uh, uh, cum se discută, care sunt discuțiile tată, fiu, mamă, fică. Pentru că în România uh, uh, iubim, evident, copiii, uh, le dorim cele mai bune lucruri, dar avem o un fel de educație în continuare foarte, foarte învechită, foarte dură, foarte uh, uh, distantă cumva. Și cu inclusiv na, un nivel de șantaj emoțional care se repetă. Deci cred că asta e cumva ce încă regăsesc în familie din România foarte mult. Documentarul în România e foarte greu să fie finanțat, sunt foarte puține surse de finanțare, e Centrul Național al Cinematografiei, care în continuare susține Uh, susține documentarul dar cu o finanțare foarte foarte limitată, foarte scăzută în raport cu filmul de ficțiune. Adică niște procente uh, pentru fiecare concurs uh, uh, foarte disproporționate din punctul meu de vedere. Uh, dar e bine că există. Uh, mai este, și mai este HBO uh, România care susține filmul documentar de calitate. Deja am lucrat destul de mult, suntem în faza de post, aproape de postproducție. E un documentar amplu cu o producție internațională despre tăierile de păduri, comerțul cu lemn ilegal. Început în 2011, am vrut să-i dau o amploare internațională, nu doar să-l fac un film pentru România, pentru că prin acest film... Adică, acest film am vrut să-l folosesc ca o unealtă de a pune presiune pe legea foarte permisivă din România, care nu e respectată, care e păcălită. Și asta a fost motivul pentru care am început documentarul pe tăierile de păduri. Încet, încet am ajuns la o coproducție cu Austria și Germania. Am găsit personajul principal, care este Alexander von Bismarck, care este stră-stră-stră nepotul Otto von Bismarck, care este un activist pe păduri și specializat în uh, urmărirea uh, uh, comerțului de lemn ilegal. Și... L-am adus în România, el nu știa ce se întâmplă în România, mai mult era focusat pe Africa și pe Asia. Și de aici am mers mai departe și am tulburat și niște ape. Amenințări nu, n-am avut, am încercat să lucrez foarte low profile până în 2015, când am scos filmulețul în care Alexander von Bismarck era undercover în fabrica mare austriacă. Până atunci am fost foarte low profile. Nu, uh, s a filmat și în Rusia, tot pentru documentarul ăsta cu regizoarea mea din Germania. Ea a filmat în Rusia cu Alexander și uh, acolo acolo e mult mai periculos decât la noi. Deci acolo nici n-au mers în pădure fără să anunțe oameni din guvern și să ia jandarmi montani cu ei. Uh, Astra Film Festival uh, e un loc cu o expunere foarte bună și susținută a filmului documentar. E nevoie de așa ceva. În alte țări, documentarul e privit mult mai ca o specie de sine stătătoare, deja mult mai bine. Established, mult mai bine stabilită și, adică, mult mai bine înțeleasă de publicul normal, nu de publicul specializat în film. Asta începe să se întâmple și la noi din ce în ce mai mult. Astra e o deschidere către publicul larg și un loc unde noi ne putem expune producțiile, deci e un hub foarte, foarte important.